bărbat în vârstă de 24 de ani avea 9 săptămâni de trecere de la femeie la bărbat când a descoperit că va avea un copil. Aflarea veștii că este însărcinat în 10 săptămâni a fost un șoc uriaș. Un student la teatru a fost uimit de testul pozitiv, dar a decis să întrerupă imediat tratamentele hormonale pentru a-i da naștere fiului său, acum în vârstă de 2 ani. Ryan susține faptul că știa că este bărbat de la vârsta de 7 ani și de atunci s-a luptat cu identitatea sa de gen. Dar în ciuda dificultăților sale cu disforia corporală pe tot parcursul sarcinii, a fost mândru că a dat naștere fiului său și acum așteaptă cu nerăbdare să-și crească mica familie. Nu am crezut că pot rămâne însărcinată când am luat testosteron până când am aflat că sunt. Cred că mai mulți bărbați trans trebuie să înțeleagă că pot rămâne însărcinate. Fostul meu partener avea impresia că este infertil, dar nu a fost cazul. M-am luptat atât de mult să devin adevăratul meu. Eu și chiar a trebuit să merg la un medic de familie pentru a obține testosteron. Știam că sunt bărbat de la 7 ani și am devenit la 19. De când am apărut ca Ryan, am simțit această libertate pe care nu am simțit-o niciodată ca fată. Fac lucruri pentru mine în loc de ceea ce societatea consideră că anumite genuri ar trebui să le facă. Am ajuns să aflu în timpul unei vizite la medic că eram însărcinată în 10 săptămâni după ce am luat testosteron timp de 9 săptămâni. A fost un șoc imens, dar deși eram îngrijorat de ceea ce ar putea produce testosteronul, am știut imediat că vreau să am un copil, relatează avantaje.ro.